În cursul zilei de ieri, polițiștii mehedinseni au desfășurat pe principalele artere rutiere din județ o activitate pentru impunerea legislației rutiere, dar și pentru prevenirea accidentelor de circulație în cadrul campaniei ce se desfășoară la nivel național, fiind abordată problematica consumului de alcool și substanțe psihoactive. Cu această ocazie, polițiștii au transmis recomandări participanților la traficul rutier, fiindu-le totodată distribuite pliante și autocolante, cu informații privind consecințele consumului de alcool și substanțe psihoactive înainte de a se urca la volan. Activitatea are ca scop educația rutieră pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră pe drumurile publice și pentru prevenirea accidentelor de circulație. Polițiștii mehedințeni desfășoară pe principalele artere rutiere din județ o activitate pentru impunerea legislației rutiere, dar și pentru prevenirea accidentelor de circulație, fiind abordată problematica consumului de alcool și substanțe psihoactive. Cu această ocazie, polițiștii transmit recomandări participanților la trafic și oferă pliante și autocolante cu informații privind consumul de alcool și substanțe psihoactive înainte de a se urca la volan. Pentru că ne aflăm în anotimpul rece, caracterizat prin instabilitatea atmosferică, temperaturi scăzute, ninsoare și polei, conducătorilor de autovehicule li se recomandă să circule atât în localități, cât și în afara acestora, cu o viteză care să permită oprirea în siguranță. Se apropie să apară și zăpada. Da? Și să vedem anvelopele dumneavoastră. Sunteți în regulă cu... Da. Cu ele, le-ați schimbat, nu le-ați schimbat. Pentru că ne aflăm în sezonul de iarnă, caracterizat prin temperaturi scăzute, vreme schimbătoare, zăpadă, gheață sau polei, recomandăm conducătorului auto să adopte, când circulă pe drumurile publice, o viteză redusă care să le permită oprirea în siguranță. Aceste condiții atmosferice impun din partea conducătorului de vehicule, cât și din partea tuturor pasagerilor traficului rutier, să adopte o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Menționăm că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie când se circulă pe partea carosabilă acoperită cu zăpadă, gheață sau polei. Nerespectarea acestei prevederi legale poate avea o sancțiune contravențională cuprinzând între 9 și 20 puncte amendă și reținerea titlului de înmatriculare. De asemenea, polițiștii rutieri au transmis participanților la trafic recomandări cu privire la conducerea autovehiculelor în sezonul rece. E foarte binevenită acțiunea domnilor de la rutieră, în special în zilele noastre se consumă alcool, am văzut în mod frecvent la volan, droguri și asta este, e foarte binevenită, eu zic că e foarte binevenită. Să ne spuneți, atunci când consumați alcool, mergeți la petreceri, cum procedați? Ori îmi las mașina acasă, ori e soția care conduce, nu? Ori la volan. Dacă am băut un gram, nu mă urc, pentru că pun viața altor oameni în pericol. Gândești la băutura, nu mai judeci coerent, sincer. Acum ai mai prins mai mult pe cum ar veni și nu, faci prostii. Să-i fac multe prostii când consumi băuturi alcoolice și mai ales droguri. Utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. În caz contrar, conducătorul auto riscă o sancțiune cuprinsă între 9-20 de puncte amendă și reținerea certificatului de înmatriculare. În cazul în care partea carosabilă este alunecoasă pentru a încetini, trebuie folosită frâna de motor.